Gabriela Manole este o interpretă vestită din satul Marginea, județul Suceava. Dar la Cernăuți, la concursul în Grădina cu Flori Multe, participă pentru prima dată și iată că debutul i-a adus succes, locul întâi. Vă rog să o întâmplinați cu aplauze pe Gabriela Manole, care va interpreta o bătrânească. Și să-ți înviat!